la Vita e Bella. Astăzi facem un tip de filmuleț pe care nu l-am mai făcut la mine pe canal până acum. Este vorba de o genul de clean with me sau declutter with me, gen fă curat alături de mine sau organizează ceva alături de mine. Și astăzi se va arăta ce am făcut eu aseară cu acest dulap din spatele meu. Este dulapul meu din baie. Am vrut să descarc acum filmulețele și mi-am dat seama că aseară nu am mai filmat o introducere și o încheiere. Așa că asta fac acum. Iar Nicolas a dormit la un moment dat după amiază și am profitat să mă ocup de acest lucru, având în vedere că mi-am propus ca anul acesta 2020 să fiu mai organizată și să-mi fac ordine peste tot în lucruri și să folosesc la maxim absolut tot ce am în casă. Așa că astăzi vă arăt ce am găsit eu prin acest dulap, în care nici nu mai știam ce aș putea găsi, și vă arăt rezultatul final și vă invit să rămâneți alături de mine în continuare dacă vreți să faceți asta. Bun, deci cam asta e partea de deasupra, însă acum o să trecem la ce este înăuntru. Și avem de făcut aici ordine pentru că este dezastru. După cum vedeți, nu mai au o ordine. Toate lucrurile de aici sunt pur și simplu aruncate pe acolo cum am apucat, pentru că Nicolas deschide tot timpul aceste dulapuri și le pune pe jos, iar noi apoi le băgăm cât putem de repede înapoi. Dar nu mai știm ce avem aici, așa că trebuie să le scot absolut pe toate și să le pun într-o ordine și să mai și ascund din lucrurile la care nu ar trebui să aibă acces în mod normal Nicolas, așa că să-i dăm drumul. Asta când am cumpărat-o și aici am diverse cutiuțe, aici am și notat cândva big necklaces, deci ceva lănțișoare mai mari, aici broșe și brelocuri, aici ce mai am, inele, mă rog, diverse astfel de cutiuțe, dar o să încerc să rămân concentrată și să le las deoparte deocamdată și să mă ocup de ce mi-am propus, adică să golesc întâi tot și să le așez într-o ordine anume. Raftul de sus este gol, dar avem aici jos toate lucrurile și după cum vedeți, am aici și lucruri care, mod normal, n-ar trebui să fie într-un astfel de dulap din baie, cum ar fi aceste căni pe care le-am primit cadou anul trecut de ziua mea. Atunci am filmat un videoclip, am primit și aceste căni de ziua mea și am zis că vreau să le includ în clip și le-am pus deoparte. Am zis să nu le folosesc până nu le filmez și pe acestea pentru clip, dar iată că până la urmă nu am mai editat vlogul respectiv de ziua mea de anul trecut. Anul ăsta de ziua mea, în 29 ianuarie, nu am filmat nimic pentru că, uitați aici, asta e de make-up, între timp am mai găsit, deci asta e cutia mai mare și asta mai mică. Și aici am niște lucruri, așa. Da, și vă ziceam că anul trecut am filmat un vlog când era mama mea la noi, dar nu am apucat să-l editez, așa că nu l-am mai postat. Poate îl postez până la urmă totuși acum în curând, dacă nu l-am postat între timp. Anul acesta nu am făcut nimic de ziua mea pentru că am lucrat, a picat într-o miercuri și am fost la muncă. Am vrut să sărbătorim în weekendul respectiv, dar atunci s-a nimerit să fiu internată la spital cu Nicolas, pentru că a avut acele probleme și da. Acum haideți să le așezăm într-o ordine frumoasă, nu înainte de a folosi niște hârtie din aceasta cu un produs de curățat, ca să fiu sigură că le pun într-un loc curat înapoi. Și acum e acum că problema e că trebuie să pun înapoi doar ce am să folosesc, adică să fac și o triere, să arunc ceea ce nu mai folosesc. Am aici, văd, este fixativ,
Eu nu folosesc fixativ deloc, dar sunt pline. Cred că le-am cumpărat anul trecut, deci nu s-ar pune problema că ar fi expirate, dar nu știu de ce le-am cumpărat. Cred că a fost ceva promoție și am zis că poate la un moment dat o să am nevoie. Așa că o să le pun aici pentru că văd că e locul cel mai înalt. Este plin, așa că nu am nici cum să-l arunc. Nu știu unde aș putea să-l arunc plin așa. Dar am să văd dacă o să am nevoie, o să le folosesc. O să le pun aici cel mai în spate. Cam așa. Eu aveam acele fixative, dar am auzit la cineva pe YouTube că acesta ar fi unul super bun și că s-ar usca foarte repede și că e foarte rezistent, Stronghold 5. Și l-am cumpărat și pe acesta, dar cum vă ziceam, eu nu folosesc fixativ în mod normal, dar o să-l pun și pe ăsta aici. Mi se pare că mi-a plăcut și cum mirosea mai mult decât celălalt. De obicei, toate fixativele de genul ăsta au un parfum destul de greu, așa. Am aici o spumă de păr. Am zis o păstrez, așa, just in case, în caz că o să am nevoie vreodată, 3 în 1 efect. Așa, nu știu. Astea o să le pun aici. Cam așa și să vedem mai departe. Nu știu ce să fac, să desfac și toată asta, să văd ce mai păstrez și ce nu. Vreau să vă zic că eu nu mă pricep la machiaj, așa că am niște chestii foarte ieftine aici, cred. Și o să mă uit așa un pic prin ele să văd dacă mai păstrez ceva sau nu. În orice caz, văd că am niște pensule. Nu par foarte proaste, dar oricum sunt așa, gen no-name. Nu știu, o să mă uit și vă arăt ce am păstrat și ce nu. Mă tot uitam la ce am pe aici și văd că sunt produse pe care nu le-am folosit niciodată. Nu știu, sunt niște ceva paletă aici. Cred că e ceva, nu știu. Ceva ieftin, bănuiesc, în orice caz. Din asta așa clasică, mă rog, care are și rujuri în partea de jos. Pe aici mai am ceva de la Oriflame, Avon, nu știu. Nu știu exact ce sunt chestiile astea. În orice caz, vă dați seama că nu le-am folosit de ceva timp dacă le tot țin acolo și nici mai știam de ele. Astea sunt la fel niște produse pe care, nu știu, sunt puțin cam suspecte, așa cam dubioase, pentru că nu le-am mai folosit de mult timp, așa că, na, cred că le arunc. Pe unele le-am și încercat. Asta este E o mascara de la Essence, dar am văzut numai de pe spate. Ăsta văd că e de la Lancome, nu? Hypnose de la Lancome, dar la fel, mi se pare că are o perie foarte nașpa. Nu m-a impresionat deloc, nu cred, nu-mi place. Așa, mai am niște luciu de buze, eu nu folosesc luciu de buze, nu-mi place să-mi simt așa buzele lipicioase. Mai am aici ceva la fel dubios, nu știu. Chestiile astea cred că le arunc. Am aici niște burete din ăștia mici pe care i-am cumpărat de curând din Hema. Niște pensule nașpa pe care la fel cred că o să le arunc. Și mai am aici ceva pentru atunci când ceva spray, pentru când îți faci părul ondulat. Mai rar, dar mă rog. Mai îmi plac mie spray-urile astea, mai ales când sunt puțin bronzată și îmi simt pielea puțin mai uscată. Le folosesc după duș, la fel și ăsta de la Yves Rocher, pe astea le păstrez și să-i dăm drumul că Nicolas acum se trezește și mă trezesc că, adică el se trezește și eu observ că nu am făcut mai nimic, așa că o să mă grăbesc un pic. După cum vedeți, și asta e ceva ce n-am folosit niciodată pentru că încă are țipla asta pe ea, nu am folosit-o. Dar cred că le-am cumpărat eu acum un an, doi, nici nu știu sigur, mi-e și teamă să le mai folosesc, nu știu. Și cred că le-am cumpărat și am zis eu că la un moment dat o să le folosesc probabil, dar se pare că nu, între timp mi-am cumpărat altele. Am găsit aici și această mascara de la Maybelline Lash Sensational, care
E o mascara ce-mi place mie foarte mult, așa că mi-am luat la un moment dat vreo două sau trei, cred, ca să fiu sigură că am. Deci am aici o rezervă, o să o pun și pe ea aici în această cutiuță și să mergem mai departe. Mai departe, aici ideea ar fi să păstrez oje, lacuri de unghii, la fel o să fac acum o triere, să văd ce nu mai folosesc sau ce nu mai îmi place, eventual ce e expirat și o să mai am una. Am decis până la urmă că aici să păstrez cutiile așa, să nu mai mă uit la ce e în această cutie cu diverse accesorii, o să o las pe altă dată, ca să am timp să fac o triere așa în mare. Gata, și asta e cutia mea cu oje, ceva, mi șters unghiile și de uscat mai repede unghiile, un spray din asta, și că în 60 de secunde sunt uscate și, mă rog, pilă ce mai am pe aici. Asta e ok, aveam acolo, am văzut și un șampon uscat, n-avea ce să caute acolo categoric, cam asta este. Deocamdată cam așa arată partea asta, ceva de make-up ce mi-a mai rămas, oricum încă nu sunt decisă dacă le păstrez pe termen lung, o să văd. A, uite, văd că mai găsit ceva pentru partea de unghii. Așa, vine tot aici, deci aici am ojă și lucruri pentru manicură, pedicură și aici am lucrurile pentru păr și aici ceva pentru corp, mai ales pentru perioada de după bronz. Și acum o să scot deja din partea a doua, pentru că nu știu ce am aici. Și o să vedem. V-am mai zis eu că mi-am cumpărat această vopsea de păr până să mă vopsez la coafor în decembrie. Și nu știu dacă o să mai folosesc sau ce o să fac cu ea. Deocamdată o să mai țin. Dar să vedem, eram înainte acest caramel, așa, acum cred că e mai bună lumina și se vede. Sunny Honey, îi spune, vopsea de la L'Oreal, asta foloseam eu înainte acasă. Și să vedem ce mai avem pe acolo. Bun, văd că am mai dat aici de această parte de parfumuri. Aici am eu parfumurile mele, dar nu le folosesc, din păcate. Nu știu de ce. De fapt, știu de ce. Nu știu, când mă obișnuiesc cu unul, merg cu ăla tot timpul. Dar, așa cum v-am zis în clipul cu planurile mele pe 2020, vreau să schimb acest lucru și să le alternez, așa, să le folosesc pe toate, că e păcat cam atâtea și că nu le folosesc. Dacă vreți, o să fac într-un odată și un clip cu parfumurile mele, colecția mea de parfumuri. Și asta o să o las exact așa cum este. În rest o să mai văd ce mai am pe aici. Am văzut că am această cutie de parfum Tom Ford. Este un parfum care nu se află în colecția mea. A fost cumpărat pentru soțul meu anul trecut de ziua lui, cam în această perioadă a anului trecut. Și nu știu la fel de ce am păstrat cutia asta. Cred că am avut ceva în plan, ceva pentru un clip, dar nu s-a mai realizat până la urmă. La fel am și această cutie, la fel parfum bărbătesc, din nou în colecția lui. Nu știu de ce o ținem acolo, că văd că ambele ocupă destul de mult loc. Și o să le arunc pe astea, în rest să văd ce mai păstrez și ce nu. Nu știu, în caz că ați văzut mâna mea dreaptă, am acest semn. Am fost la muncă vineri și colegele mi-au făcut acest semn pentru că aici în Belgia, în această perioadă, este săptămâna împotriva Tegepeste, se numește aici în flamandă, dar în engleză ar fi against bullying, adică împotriva hărțuirii sau a intimidării, pentru că mulți copii sunt hărțuiți, batjocoriți, mă rog, pe diverse motive și asta e un semn pentru a trage un semnal de alarmă așa împotriva acestui comportament. Și toți oamenii care vor să arate că sunt împotriva hărțuirii, batjocoririi, își fac acest semn și, în general,
dacă ai așa ceva în săptămâna asta în Belgia, nimeni nu râde de tine pentru că știe despre ce e vorba. E foarte mediatizat, radio, televizor și așa mai departe. Așa, asta ca o paranteză, să știi despre ce e vorba în caz că vedeți. Nu mi-a făcut Nicolas acele semne. Așa, să vedem ce mai facem în continuare, ce mai păstrăm. Chestiile astea sunt pentru când îmi fac duș, dar eu nu le port, de fapt. Nu știu de ce le-am cumpărat. Când îmi fac duș și nu vreau să mă spăl pe cap, pur și simplu nu mă spăl pe păr, îmi prind părul sus și aia e. Așa că să vedem. Aici vreau să păstrez ceea ce folosesc, mă, normal, pentru păr, adică o placă de păr din când în când. Ăsta este un ondulator pe care, la fel, îl folosesc foarte rar. Mă scoate din sărite când îmi prinde părul așa și mi-l încălcește și așa, dar vreau să-i mai dau o șansă totuși, pentru că am dat vreo 85 de euro pe el în urmă cu câțiva ani, la început, când am ajuns eu în Belgia. Și vreo 3-4 ani, cred. Apoi am asta de la uscătorul de păr. Uscătorul de păr nu-l pun acum aici pentru că urmează să mă spăl pe cap imediat, dar vreau să-l pun aici ca să nu stea împrăștiat prin baie să arate urât. Și pur și simplu cutia asta vine aici. Deja arată un pic mai bine. Acolo am pus, tot așa pentru că are legătură cu părul, am pus vopseaua aia de păr, am pus-o foarte în spate, că nu știu acum mai folosesc sau nu, așa să fie de rezervă. Am ajuns în sfârșit să golesc și ultimul raft. Și aici e problema cea mai mare, că uitați ce e pe jos în momentul ăsta. Să vedem ce păstrez și ce nu, că am de toate pe aici, Doamne. Tocmai am redescoperit această cremă bronzant, cu efect bronzant, de la Nivea. Și vreau să zic că atunci când am cumpărat-o, mi-a plăcut super mult. Mi-a plăcut cum mirosea când o puneam pe corp, dar după aia, după vreo oră, două, trei, fai de capul meu, deci m-am scotat din sărite, m-a luat durerea de cap de la miros, mirosea, nu știu, îngrozitor. Așa că nu știu dacă o să mai țin sau nu, o să-i mai dau o șansă și o să mai încerc o dată, dacă nu-mi place, am să o arunc. Dar măcar știu de ea și o să încerc să fac ceva în privința asta. Nu știu să-mi ziceți dacă voi folosiți ceva de genul ăsta, eu având pielea foarte, foarte albă, am zis că ar fi un lucru bun să am așa ceva în casă, dar nu mi-a plăcut deloc cum mirosea. Mi-am mai cumpărat apoi ceva, să văd dacă găsesc. Tot așa de pe YouTube, a zis cineva că ar fi super bună această cremă, scrie dark, e pentru ten mai închis, la culoare mod normal, e o spumă, din câte văd. Știu că mi-am cumpărat-o, cred că mi-am cumpărat-o de pe internet și de pe un site și am cumpărat atunci o dată cu ea și această mănușă. Dar nu am folosit-o niciodată. N-am apucat să le folosesc. Nu știu când o să o încerc, dar o să le mai dau o șansă. Am îndurora, o să le mai las aici. Am zis că Saint Maurice, asta este, de fapt, o variantă mult mai ieftină a unei alteia care e foarte bună și scumpă. Dar am zis că și asta ar fi bună. Așa că nu știu. Voi ce părere aveți? Aveți așa ceva? Ați folosit așa ceva? Am mai găsit niște accesorii din astea pentru păr și până la urmă le pun tot în cutia asta. Și ar fi bureței din ăștia pentru făcut cocuri, diverse cordeluțe. Din astea, accesorii din astea de pus în păr. De exemplu, pe asta am purtat-o la botezul lui Nicolas. Nu știu când o să mai port. Alte chestii din astea de pus în păr. Un elastic cu ceva care atârnă așa. Mă rog, sunt tot lucruri pentru păr, așa că am zis să le pun tot în cutia asta, că are logică așa. Și asta e tot pentru păr, dar la fel nici pe asta nu o folosesc, dar o să o las mai la îndemână, de fapt, să o folosesc atunci când ies din baie și mi-am spălat părul. Da, asta o să o scot și să o pun la îndemână ca să o folosesc altă, n-are sens să o țin degeaba. Și da, am mai găsit niște chestii cu care nu știu ce să fac. Am găsit o cremă din asta și nu știu ce să fac cu ele, că nu prea le folosesc, adică nu le-am folosit niciodată, o să văd. Aici mai am niște pudre, niște lucruri pe care nu le folosesc în mod normal. E ceva cu puțin sclipici de la Essence.
Aici am una care nu prea mi se potrivește, ceva iluminator și bronzer, dar parcă sunt prea, bronzerul e prea puternic pentru mine, nu știu cum le țin așa. De rezervă, un highlighter, dar nu prea folosesc. Aici am o pudră, ceva de la Avon, cred, sau Oriflame, nu știu, nu mai țin minte. Și apoi am de la Hema, la fel o pudră bronzantă, la fel cu puțin sclipici, dar e mai mult pentru vară. Deci pe asta o să le pun deoparte pentru că nu le folosesc în mod normal zi de zi. După care am aici ceva pentru partea de pastă de dinți, periuță de dinți, ață dentară, lucruri de genul ăsta și le-am pus așa într-un din ăsta de la IKEA, care le ține puțin mai organizate. Și știu în felul ăsta ce mai am și ce mai trebuie să cumpăr. Deci în momentul ăsta arată cam așa. Deci în partea de sus, până la urmă, am pus aici și parfumurile. Aici am ojele. Aici este partea de păr. Am mai adăugat niște lucruri între timp. Ăsta este ceva așa un bonus, ca deja am pus tot aici. Iar acolo am aparatul meu de epilare, apoi am șampon, gel de duș, săpun lichid și ceva deodorante ca rezerve. O să pun acum și lucrurile astea pe undeva pe aici. Și da, mai am aici câteva lucruri, unele sunt de aruncat, altele nu. Să vedem ce mai păstrez. Am mai găsit aici și niște loțiuni de corp, nu prea folosesc în mod normal, dar am zis că să le dau o șansă și să încerc să folosesc după baie. Și un săpun, văd că sunt de la Oriflame, sigur le-am primit de la cineva. Cam asta e ce o să arunc. Aici nici nu mai știu ce este, a fost ceva ce am luat în vacanță. Astea, v-am zis, pensurile nu sunt ok. Asta mai am foarte puțin, ceva o loțiune de corp, la fel, cremele astea sunt aproape goale și nu le mai folosesc. Aici am un BB cream care e mult prea închis pentru tenul meu. Și da, astea o să le arunc. Și cam asta e rezultatul final. Am aruncat multe cutii, goale, tot felul de prostii. Eu zic că le-am organizat foarte bine. Față de cum era, e mult mai ok așa. Și nu știu de ce nu vrea să focuseze telefonul meu, dar cam asta e. Pentru Nicolas o să fie mult mai ok așa, pentru că nu o să mai aibă acces la lucrurile astea mai periculoase. Și dacă o să ia, de exemplu, o să ia partea asta de jos și o să o punem la loc mult mai ușor decât ce era dezastru la mai devreme. Pentru astăzi, nu uita să-mi lași un comentariu dacă ți se pare interesant genul acesta de filmulețe. Atunci o să vă mai iau alături de mine și când o să fac ordine prin bucătărie, că și acolo e nevoie neapărat de organizare. Cam asta este pentru astăzi. Mersi mult de vizionare și dacă ți-a plăcut, nu uita să-mi lași un like. Dacă nu vrei să lași un comentariu, cel puțin am parte de feedback din partea ta. Dacă nu ți-a plăcut sub nicio formă, aștept să-mi dai un dislike. Așa și până la viitoare, te pup și te îmbrățișez cu drag și spun că de fiecare dată nu uita că viața e frumoasă așa ca tine. Nicolae, tu ce faci? Se pare că Nicolas n-a fost de acord cu organizarea mea și acum le reorganizează el cum crede că e mai bine. Așa e, mami? Nu a fost bine cum le-am pus eu? Ăla trebuie în altă parte? Și ăla trebuie în altă parte? Și ăla? Da? Hai să vedem, ia uite. Deja a început aici distracția pe jos. Ce am aranjat eu cu pastă de dinți, periuțe. Da, mersi. Nu e mai bine să le punem înapoi oricum?
sunt mult mai la distanță acum, mult mai departe. Dar ce a apucat el, la ce a ajuns. Ia uite, asta e goală. Astea sunt pe aici pe jos. Da, asta de la aspirator e tot pe aici, nu știu ce caută în baie. El a decis că aici trebuie să fie în seara asta. Și da, trebuie să închidă, bineînțeles, ușile de la duș. Nicolas! Mami, nu e timpul să te culci? Ba da, așa-i? Da. Începem distracția. O să vă mai spun peste vreo lună, așa, cam cum arată dulapul ăsta. Dacă are nevoie din nou de o reorganizare. Cam așa.